Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Recent 3 Titan Lords. În episodul anterior am avut o bătălie destul de serioasă cu Morgan, l-am bătut. Bine, înțeles ce face Setic. S-a îmbătat porcul, ia uite. Nu mai știe ce cu el și el zice că ne ajută Mărlanu. Bă, bă, handicapatule, bă, țiganule, bă. Seen anything unusual around here? The jungle is dangerous. So are the warrior people who live there. So many strong warriors who do not take part in the great war. They should fight, not hide. Ia vino tu cu mine, că ai sta cam... Here, Ono. Too many go. I stay. Așa. Poate? Nu mai are nimic de zis? Ok. În regulă, prieteni, în episodul ăsta o să mergem la baraca, o să trecem pe partea cealaltă, o să mergem în Marea Vale, pentru că avem vechiul vechiul, nu mai știu cum îi zicea, artefact, ceva de genul. N-avem artefactul ăla. Aș vrea mai întâi să mergem până la peras să vedem dacă mai au ăștia ceva de zis, nu prea cred. Colby? Weren't you on Captain Rawling's ship? Yeah, but am mai completat o misiune, spun. Tu și pe pate. But... Yeah. Hey, we always că am primit o misiune de la pate, da. You called me a buffoon. Oh, come on. What's a little dig between friends? Friends, you say? Yes, of course. We're friends, aren't we? Yes. Tell me. Old Rawlins buried his treasure, didn't he? Yeah. And did it the same way. Oh, wow. That's exciting. Tell me more. Well, you know, he would usually bury his loot near a river delta, waterfall, or something like that. Did you really say that we were friends? Oh dear. We were having such a nice chat that I lost track of time. I've got to go. Yeah. All right. See you later then. Ok, ne-a zis și ne-a îngropat undeva pe lângă un râu. Poate... Good old. But now I know where Rawlings buried his treasure on the Crab Coast. I knew it would work. Better than good, actually. Da, o să facem și misiunea asta. We shouldn't overdo it. Otherwise, every pirate will be against us. Perhaps. Maybe we should change islands. So let's just target another island. I'll let you know if I think of someone else to fleece. Okay. Damn. Ce zici asta? Du-te în Takariga atunci, broadere. Așa nu cred că mai au nimic de zis. Harry. Tot aici cu Miamiti. Miamiti. Hai să îi mai dăm aici să zacă cu domnul Queen o rundă. În fiecare capitol vă puteți să lupta cu ăsta. Hai. Vreau să câștig din prima, bă, broadere. Sper că nu am uitat să dau cu cuțitul. M-am dat handicapatul în 4. Deci dăm și noi un 5. Dacă nu mai știu să dau. Am dat 1. 1 am dat. E foarte greu să dai, bă, 5 treia mai încet să dau. Am dat un 1. Dă, bă, pe lângă handicapatule. A dat 2. Ok, are 6, deci ar trebui să dau un 5. Hai că nu-i chiar atât de greu. Să dăm ăla. Ok. Am dat prea încetul. 3. 6, 3. Dacă ar dau un 1. Și după aia să mai dau eu un... ceva bun. Bine, a dat 1, nice, 7. Ok, trebuie să dăm un ceva. Ok. Ăla-i, tate. 8, 7. Mamă, un meci foarte, foarte strâns. Dă, bă, 1. Bă, Mărlanule, dă 1, am zis. Ce-a dat? Bă, a dat ăla, fac. Hai că e bine, că e jos. Trebuie să dau foarte încetul. Nu, am dat prea încetul. Am dat prea încetul și am dat pe lângă.
Am dat prea încet, am pierdut 15 gold, am primit. Am pierdut 15 gold, guys. A dat 2. Mamă, singur lovitor, GG. Trebuie să mă antrenez, guys. Am dat prea tare acum. 14-10, m-a bătut de sapișa pe mine. Vreau să-mi iau revanșa. Și nu mai pot. Nu mai pot, brodere. Unii mi-a salvat jocul, oare? Ce facem? Yeah. Hai, chiar de aici, bine. Hai. De data asta te voi bate, măr. Voi da doar pe 5. Ok, ai dat 1. Ești pișat, gata, te-ai pișat. Ok, bun. Și-am dat 2 ca handicapatul. Mai tare trebuia să dau. Nu mai știu să dau cu cuțitul, guys. Nu mai știu. Sunt foarte prost la aruncatul. A dat pe lângă bow. A dat pe lângă, nu vine să cred. Ok. Asta-i. Bun. 7. Am dat-o bine spre asta. Dă-i unu, frate, dă-i unu. 2. Bun. Perfect. Mai dau o dată 6. Am dat prea încetul, pe lângă. Blind as a bat. Mai bine dădeam. Nu știu. A dat 2 handicapatul. O să încerc ăla să-l dau sau o să încercăm ăla? Hai, mă, să încercăm ăla. Și-am dat unul ca bow, nu-mi vine să cred. 8-5. Acum o să dea bow 6 și m-a bătut. E ultima lovitură. Mai am o lovitură și eu. Și-a dat ăla, fie antenă. Trebuie să dau un 3 neapărat. Mă duc pe partea stângă, n-am că o să fie egalitate. Hai! Bine, bă, am dat 3, 11-10. Amin. L-am bătut. Normal. 30 gold. Păi, succes, a good pastime, o să zice. Glorie. Atât am vrut. Corsair Blade. Ia să vedem ce e asta. Asta are bombe. Pe e sabie de aia normal, de ce să mă mai uit că e sabie de aia handicapată, canceroasă. Ok, am zis că mergem la baraca, parcă. Să deschidem marele templu. Marele templu, să deschidem poarta. Pentru că suntem pregătiți, a venit momentul. Să trecem pe partea cealaltă. Am găsit vechiul knowledge, nu știu dacă am pronunțat bine. I found the old knowledge and know its meaning. Good. Tell me your wisdom. The old knowledge is not for enlightenment alone. It's an instrument of power that determines the destiny of humanity. True words, Gocho. Cuvinte adevărate, am zis. Și se pare că va deschide poarta pentru noi. Nice. Go now. But beware. Many dangers lie in wait beyond this gate. Many things are not as they seem. Do not lose sight of your path. Open the large gate. Aleluia. Altă viață, prieteni, și am trecut pe partea asta la alte o zonă nouă de cercetat. Destul de mare. Who knows what's ahead? O avem pe pate. Holy shit. Îl avem și pe mod. Mod care nu ne ajută deloc. Nu știu de ce mai vine după noi handicapatul. Da, el stă
Incredibil. Fucking bastards. Ok. Hai să cercetăm zona asta în primul și în primul rând să vedem dacă găsim ceva pe aici. Finger leaf. What's happened here? We have problem, Patty. Down with him. Avem jungle spider. Păi anjin din pădure, să zic așa, de pâlâme. Dar sunt foarte slab, bineînțeles, și am dat o bucată și l-am mut din păcate. Din greșeală a fost. N-avem ce face. Dacă se vagă în calea noastră. Ce avem și aici? Avem o bestie foarte puternic. E un hammer de la. Un rinocer de la periculos. Ia să-i... bă, mut, bă, pișamaș pe tine, mut. What the hell? Poate? Nice. Bă, ești prost la cap cum dă ăsta. Ok, dăm heal la toată lumea. Vezi, mă, ți-am dat și heal. Să nu zici că-s băiat rău. Avem mai multe drumuri aici. Oh, nice. Este un portofil. Un secolez plin. Băi, arma. What? Oh. Ah, mă disper ăsta. Aș vrea să mergem pe partea alaltă mai întâi, să luăm așa în ordine. Din la stânga la dreapta. Avem aici o plajă foarte, foarte mare, prieten, pe care trebuie să o cercetăm. Și foarte mulți păianjeni. Nice. Oh, va avem și ăștia. Easy. Mai țineți minte în primele episoade că abia băteam unul de ăsta. Acum dăm două bucăți ca mai e. Sand Devil. Veniți la tata. Facem ceva experiență pe plaja asta, o să vedeți. Ce avem aici? Avem un fucking golem, cred. Sau ce e ăsta? Ai de ăla, nu mai știu exact cum îi zice ea. Ia uite și ăla, bunie. Ma. Ce e ăsta? Holy shit. Grijă mare la ăsta. Laviatan. Laviatan. Chică. Și ce mai e asta? Un fucking shadow. Da, avem un gardian aici. Oh my god. Bă, și are mood. Iar îmi dă target pe mood. Incredibil. Bine, Patty. Dau eu acum o bucată. Să liniștesc. Dă-i tu o bucată. Nice. Dăm și... Oh, nice, 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 nice. Ia uite unii sunt ăștia, frate. S-au urcat sus aici. Și mai avem noi aici, turtle. Și cam atâta, nimic, nici o comoară. Mă gândeam și eu că găsesc o comoară, ceva șmecher, nu știu. Din păcate n-am găsit nimica. Nu, nu! Nu cădea jos.
Ok, prieteni, o să o luăm așa pe aici, a? Curățim și partea asta. Ce avem aici? Avem soldat. Sau ce naiba scria? Ce soldat? Ce am zis eu aici? Ba da. Oracle, mamă. Este un fel de gardian, gen. Gardiana oracolului. Dacă mai țineți minte, când am intrat pentru prima dată în Kila și am vorbit cu nativi, am aflat niște informații despre un artefact numit Oracle, chiar așa se cheamă, care s-ar afla pe partea asta și cred că ăștia sunt gardienii, gen, un fel de, hai să nu zicem chiar gardieni, nu știu. Ați înțeles voi? Și trebuie să omorâm 5. 5 de ăștia. Okay. Mai rămas acolo un măr la noi. Cercetăm și partea asta, cercetăm toată insula asta. Toată plaja. Poate ce, că nimeni nu se pune cu mine. Sau nimeni nu mă atinge. Claim, bun. Încă una. Dă-o încoace. Nice. Dar văd pe acolo un alt drum. Mai întâi aș vrea să cercetăm partea asta. Văd și un foc de tabără acolo. Oare cui a... Oare aici cineva? Aici nu cred. Sau cine știe? Hai, mă, really? Holy shit. Nice. Da, prin se pare că îi cineva aici, bă, băiatule, bă. Ok. Dar înainte să vorbim cu asta, hai să mergem și pe partea asta puțin inițial, așa, iată. Copacii ăștia. Ca să nu lăsă nimic în urmă. Dacă mai am aici o scuică de asta. Mamă, cât sus frate aici, lol. Da, și cred că mai e o regine de aia. Mamă, cât sus frate, să moară tanța. Mulți au căzut jos. Trebuie să mergem să-i luptăm după aia. Oh my god, ce e aici frate? Invazie de păianjă. A venit ăla mare, nu-i bine, nu-i bine. Ai, mă. Vreau heal. Bine, Pati, că m-ai ajutat. Nice. 2 din 5. Hai să-i lutăm repede. Facem o grămadă de experiențe, exact ce vă ziceam. Vedeți și voi, când e o regiune de asta, sunt foarte mulți păianjeni pe lângă ea. Și mai găsi și alții? Bă, băiatule, bă, mă lași. Ok, și văd că drumul ăsta continuă. Vreau mai întâi să lutez, am zis. S-a făcut și noapte și nu prea vezi mare lucru. Unde a căzut regina, bă? Bă. Nice. Hai să mergem să mergem și pe aia din fața noastră și ne întoarcem înapoi. După aia.
E și o căsuță acolo ceva. Sau lasă, hai că mergem în episodul următor aici sus. Mergem mai întâi să vorbim cu ăsta, să vedem ce are de zis. Mai întâi cercetăm partea asta de jos ca să nu ne rătăcim. Să le luăm în ordine, gen. Ați înțeles? Ați înțeles cum sună. Ce bucată am luat. Hey, you! Oh, thank heavens! You have no idea how glad I am to see someone like you. Și foarte vegeți să ne vadă aici, care are probleme. Ce faci aici? What are you doing here? I thought this valley was off limits. I was on Booz's old boat, and I left just before we reached the coast. I wanted to get to the island before everyone else. And, well, you can see where my ambition got me. I've been a castaway on a godforsaken island again. Okay, compulsors. Can I help you? Surely. I want to get out of here. Death is everywhere. Get me out of this accursed place. I'll pay you for it. Ce-mi dai dacă te voi scoate de aici în viață? What would you give me to bring you out of here alive? Whatever you need. You're a demon hunter. Și are tâmplițe de piatră pentru noi. Nice. Hai să vedem ce s-a întâmplat. So this isn't the first time this has happened. I thought I was doomed to be a castaway forever. I've spent most of my life waiting for someone to rescue me from various bad spots. Okay. Why did you want to get to this island before anyone else? I heard the old pirate captain Garcia buried treasure. Oh, se pare că capitanul Garcia a îngropat o comoară aici undeva. Nice. And did you find it? Of course not. Bah. Nor do I care about that crap anymore. I just want to get off this damned island. Right. Follow me. Yes, please. But look after me, all right? I don't want to end up as crab food. What? Stai liniștit că nu o să fi mâncat. Nothing. De către nimeni. Dar în modul ăsta handicapatul, eu trebuie să se bage în seamă în fiecare conversație. Nu am învățat că nu-i frumos să se bage între ei în conversație. Mamă, câți păianjeni, avem o grămadă, invazie de păianjeni, nici nebun. Ok. Bloodroot. Hai să vedem până unde duce plaja asta. Am alți păianjeni, acolo sus cred că mai e o regine de aia, că se văd iară de aia. Încă te-am văzut regina, stă pe lângă de aia, gen. De aia luminuși, nu de ăștia normal. Ăștia sunt Sand Devil, ok. Momentan cercetăm zona asta și venim după aia și aici. Ah, nu, 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 nu. Am venit handicapatul ăla. Grijă mare că dacă văd ăsta două bucăți, cam aia sunteți. Am venit și handicapatul ăsta. Nu, no. Holy shit. Gata băieți, mama, avem 3 mărlani. Bine, sunt 2, că unul se uite doar la bătălie, gen. Nu ne ajută deloc, domnul Munt, handicapatul. United we stand.
Good job, Dad. I'm with you, shipmate. I couldn't have done it better myself. Da, prieteni, și ăsta e capătul. Nu o să mergem acum sus, acolo. O să mergem mai târziu puțin. Momentan, ia să vedem ce am avea noi de făcut. Hai să mai merim niște păianjeni de ăștia. Mi-a venit un coace, mărlanule. Oh, căpcană, căpcană. Fucking trap. E un blood root. Fire flower. Și o grămadă de jungle spider. Veniți la tata. Da, acolo trebuie să fie mai o regine. Mai mult ca sigur. Hai bă, mut, scoate și tu bâta sau n-ai armă la tine. Bine că l-avem pe ăsta. Măcar ăsta ne mai ajută cât de cât. Asta e mort, lol. Nice. 3 din 5 și încă 2. Încă 2 au mai rămas, tati. Mekiberry. Nice. Oh, avem și o comoară aici. Super. Ia să vedem. Oh, am completat și o misiune. Cap Finch Treasure. Oh, mișto. Nice. Ia zi ce găsim noi aici. Gold 90, silver plate și o un steag cuperat. Intimidate plus 10. Super. The Pirate Flake. Am completat și misiunea asta. Nu mai știu exact cine ne-a dat, am uitat. Dar știu că am primit o misiune la moment dat, ceva despre un steag de asta. Hai să mergem mai sus. Da, o junglă destul de periculoasă, vedeți și voi. Bine a zis ăla. Trebuie să avem grijă aici. Foarte multe animale. Bine, animale, sunt doar păianjeni. Dar sunt o grămadă. Dar... vedeți și voi, trei bucăți, nu sunt foarte puternici. Oh my god, ce avem acolo? Fucking golem. Mă, cât de aici ne-am venit? Să ne orientăm puțin. Sunt pe acolo, cred că mai e o regină, jos e golemul. Dacă ne întoarcem puțin înapoi, mai aveam o parte de cercetat ca să luăm tot odată. Oh, cave bed. Nice. Mamă, cât îți frate, să moară tanța. Facem la experiență, prieteni, aici, cu căruța. O 110 experiență. Unde asta? Deci facem vreo 700 doar de aici. Dintr-o bucată, așa. 300-400, 500 de glori, ești bun. O să ne norocesc și pe asta. Bine, bă, bine, brodere. Tu. Avem și golem și de... o grămadă. Ia uite, ma. Fire flower. Avem aici o statuie cu un zeu ceva,
cred. O să mă întorc puțin înapoi să vedem dacă a mai rămas ceva. Pe aici, ăla e foc, ok, am înțeles. Da, asta e cealaltă intrare, gen. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Ia, ăsta e mort sau? Ce-i cu ăsta, l-am crezut că e viu. În regulă. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Iar în episodul următor o să continuăm aventura prin această junglă, bineînțeles. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa!